Pe vechiul drum, cu lespezi reci, pe unde fără grijă treci, martirii au înscris o carte cu litere însângerate, care nu se mai șterg în veci. O lume întreagă s-a sculat de la o pincă la împărat și au vrut biserica să piară, credința sfântă să dispară, însă creștinii n-au cedat. Aici, pe acest drumeag pietros, a fost pârjolul nemilos, prigoana cea mai înfocată din câte au lovit vreodată în ucenicii lui Hristos. Cu ură i-au măcelărit și i-au tăiat, i-au schingiuit, i-au pus să ardă pe altare, să fie sfârtecați de fiare, dar ei, cei frânți, au biruit. Au renunțat la bogății și chiar la soarta celor vii. Au ales chinul, suferința, dar nu și-au lepădat credința și nici nădejdea în veșnicii. Acum, prietene drumeț, n-auzi din cer un glas măreț? Te cheamă cei plecați înainte să stai în rândurile sfinte, lângă Iisus, cu orice preț. Nu renunța la ce ai primit, la darul harului slăvit. Mai e puțin și Domnul vine cu răsplătirile divine. Fii credincios până la sfârșit.